Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Sims 4 City Living. Tipul ăsta face baie pentru că este ceva verde din el și scârbos. Astăzi vreau să ne mai plimbăm puțin, vreau să explorăm orașul. Mulți dintre voi mi-ați spus să bag coduri ca să fac mulți bani și să-mi upgradez casa repede. Eu inițial mă gândeam să-mi iau o slujbă și să fac totul normal, dar mă gândesc că aveți dreptate pentru că ar dura prea mult dacă aș vrea să joc așa. Cred că o să joc în timpul meu liber, dacă e. Să încep de la zero și pur și simplu să mă duc la serviciu, ca o viață normală, știi? Ar dura prea mult dacă aș face așa într-o serie. Nu știu dacă voi băga coduri, vom vedea. Dar până atunci avem alte planuri. Este dimineață. Oh, bă, nu e dimineață, e deja două? Holy fuck, stai așa că abia s-a trezit. Ok, cada asta nu funcționează mai deloc. Oricum eu pot să-mi vizitez vecinii și noapte, pentru că în jocul ăsta nimeni nu doarme decât eu. Ok. Știți care-i faza? Mi-e cam foame, așa că... Știți ce se întâmplă, nu? Doar nu mănânc la mine acasă, mănânc la vecinul. Hai să vedem ce face. Că doar e 3, e prânzul, nu? Cred. Ok, hai să vedem. Vreau să vizitez apartamentul. Păcat că-ți bagă loading screen-urile acestea care uneori durează destul de mult. Mi se pare că am mai tăiat eu din ele în episodul anterior. Probabil o să mai tai din ele, dar sper să nu uit când editez episoadele. Mergem frumos la vecinul, ne luăm micul dejun și după aia mergem să ne plimbăm prin oraș. Ce părere aveți despre asta? Hai vecine că mi-e foame, sper că ai mâncare acasă. Nu, condor, că doar nu mănânc la mine acasă, nu? Cine face așa ceva? Doar de-aia stăm la bloc. Hei vecine, am venit să... Ah, nu e nimeni. Ok, păi dacă nu e nimeni e super șmecher. Prima dată dăm drumul la televizor. Music, avem music? Comedy, cooking. Cum neba, n-ai canal de muzică la televizor, vreau să știu și eu. Ok, atunci la politică, romance, n-avea un casetofon vecinul? Păi, cum? Ok, ne uităm la news. Let's get right into the fucking news. Ok, pornește asta. Trebuie să fie, știi, să fie zgomot în casă, că altfel. Bă, de ce l-ai stins, boss? Bossulică, channel surf. Nu. Chiar trebuie să stea lângă televizor. Ok, go here. Gata, așa, îl lași. Dar de ce mai nu se aude? Este un pic. Se aude destul de încet. În fine, hai să mâncăm ceva. Ai, mâncarea de data trecută, i-am lăsat-o pe masă. Ok, vreau să am quick meal. Nu quick meal. Hai să gătim ceva, niște taco. Sau un mac and cheese, sună delicios. Ia, du-te-mă și gătește ceva. Dar... Chiar stinge televizorul, nu înțeleg de ce. Cred că e posibil să lași televizorul pornit. Mă gândeam și să fie ceva zgomot prin casă, dar... Auziți asta? Unde n-ai apărut? Asta era aici tot timpul și eu n-am văzut-o. Ok. Nu mi-aduc aminte că aia să fi fost acolo. Poate sunt niște fantome ăștia. Ok, hai să lăsăm vrăjeala. Hai să mâncăm. Yeah, dar știi ceva? Mă duc să dau jocul mai tare. Nu mă deranjează dacă e jocul dat la blană. Pentru că oricum mă aud eu foarte tare. Mă rog, nu a dat la blană, dar ești aia din casă. Mi se pare că era pe coridor, așa e. Mi se pare că era pe coridor și n-am văzut-o, nu știu. Nu era aici, că m-am uitat pe filmarea din aori. Și nu uitați să lăsați și voi butonul de like, băieți, dacă apreciați seria. Tare cutul s-au strâns o 6-7000 de like-uri, chiar apreciez. Și vă mulțumesc pentru susținere, m-aș bucura dacă ați susține această serie în continuare, ca să putem să continuăm cu seria, de ce nu? Pentru că e interesantă, hai o mănâncă asta mai repede. Dar unde e soțul? YouTube? Bă, o bucătară ăștia? Bă, bucătară, ia vină cu și fă și mie ceva. Aia nu mai contează. Ok, mi-am luat micul dejun acasă la vecinul și acum mergem și go downstairs. Hai să mergem puțin. E nașpa pentru că nu e pe timp de ziua să se facă noapte, dar e ok. Hai să coborâm. Da, deja se face noapte. E în regulă. Nu cred că mai am chef să joc niște basket. Tipul ăsta încă face aici pe măscăriciu. Aici nu mai cerșește nimeni. Mă gândeam să explorăm puțin mai mult expansionul acesta, pentru că sunt mai multe districte în acest oraș, iar noi suntem, cred că, în cel mai prost, adică ăla de săraci și sărmani, chiar dacă vecinul nostru pare că e un arab bogat. Așa că eu zic să dăm o vizită până în cel mai mare sau cel mai bogat district. Chiar dacă sunt sărman, măcar pot să vizitez, corect? Dăm aici la travel. Ok, nu vreau să merg în vizită cu nimeni, vreau să mă duc singur. Aici te teleportezi, înțelegi, nu ți-a taxiul, nimic. Ok. Văd că ăștia au sală. Deci dacă vreau să mă duc la sală, mă duc aici. Dar...
Oh. Popular with young and trendy Sims. Deci aici e popular cu oameni tineri și la modă, the fashion district. Oh, casa, ok, the home of romance. Aici este districtul bogaților. Ok, deci ăștia sunt oameni cu bani, cred că au penthouse sau naiba știe ce-o fi pe aici. Așa că, mă gândeam să dăm o vizită, ia hai să dăm o vizită aici, pentru că suntem la agățat de puicuțe. Dar cum merg aici? Traveling with Raf, ok. Habar n-am, dar vreau să mă duc în district, nu într-o casă specifică. Noi mergem la agățat de puicuțe, deci hai să vedem, dacă aici e cu fashion și trending, înseamnă că găsim și fete jmechere, care desigur că vor vrea să fiu iubitul lor, chiar dacă sunt sărac. Corect? Așa funcționează. Hai să vedem. Oh, Doamne. Ok, nu voiam aici, aia e faza. Stai un pic. Bă, ce bă asta? Asta e un club? Hai la club. Eu vin, mă, cu pace. Rafa can further develop his skills on computer table. Lasă-mă, mă, în pace cu asta. Ce bă asta? Karaoke bar. Oh, e seară frumos de karaoke. Aici agățăm puicuțele, fiți atenți. Bă, de ce s-a făcut, mă, zi? S-a făcut lumină. Ok, sunt foarte multe loading screen-uri, n-am ce să fac, asta e jocul. Mai țineți minte și la cealaltă serie, cât stăteam, băi, de stăteam o groază la loading screen-uri. Hai, bă, că nu, cred că nu e nimic. E unul care face pipi atât? Unde-s puicuțele? Bă! Asta nu e puicuță. Ce, mă, e Boogeyman, cine e? Uite ce avem, opa. Uite ce avem noi aici. Stai, mă, un pic, nu vine nimeni la karaoke, serios? Trebuie să mă duc peste ei în casă? Păi dacă toți sunt în ea, pune mamaie. Ea, bagă ceva să dau pe gât. Ai niște țuicuță? Friendly introduction. A, mă, trebuie să mă introduc. Pune țuica în pahar și lasă vrăjeala. Cum cerci? Oh, order drink. Țuică mă vreau. Aveți? Sea splash. O să luăm niște flaming zesty salt, adică aia e țuică, ok? Uuuu, ce grasă e asta, nu, abandon, run. Uite opa asta ce fuge prin mine. Șupaza! Hai cu sucul ăla. Uuuu, arde țuică, ești nebun? E scoasă din butoi. Ok, hai, dai pe gât. Hai, nu ai zâmbii ăștia, dă-i pe gât, că avem multe de făcut în seara asta. Uite opa asta, ce faci, mă? Aoleu, stai, fugi, abandon. Bă, dar aici sunt numai bunici, bă. Du-te, bă, de aici, că nu sunt tataie, sunt băiat tânăr cu multe oportunități. Unde-s femeile? De cine mă merge în joc între... Oh, uite, avem clasii. Stai așa. Hai să ne facem introduction, știi, ca să ne rămână la prieteni. Aha, tell engaging story. Bă, dar ăsta pleacă așa. Uite, bă, să așează la... Ce are, bă, asta de supărată? Să teleportează oamenii aici. Cine-i puicuța asta? Ah, dar n-arată... Nu, iar eu ăsta, auriu! Ne urmărește peste tot. Ok, acum cred că se aude jocul prea tare. Hai să ne băgăm în seamă și cu asta. Pentru că... Cine știe ce... Oh, bă, dar sunt gagicar, măi, ești nebun? Wow, da, gata, mă, trage gagi. Cine-i Rafael? Vin toate, păcat că nu vin frumoase. Ok, joke about politicians. Ha, ha, ha. Facem glume despre politicieni. Unde e prea tare jocul? Ha, ha. A fugit, mă, asta, gata. Am lăsat-o. Ok, get to know. Ce zici să ne cunoaștem la tine acasă, ca să vedem așa în ce mediu trăiești? Ok, e vreo opțiune aici ca să mă invit la ea acasă? Foarte amuzant. Ok, ce ne va face ăsta? Fii că se dă la băutură. Ăsta chiar vrea să se îmbete. Ok. Știi ceva? I'm fucking out. Hai să plecăm de aici. No. Gata, hai. Bun, deci, am fost acolo odată. Și acum mai cunoaștem și noi fetițe. Adică, uite, asta parcă pare mai decentă. Chiar dacă e îmbrăcată de... Vai de... Nu. Nu iar statuia la... aruncă cu bani la statuie? Păi trebuie să ne cunoaștem, înseamnă Katrina. Da. Dacă ai bani, e bine. O să mă îmbrățișez deja cu ea, dacă nici nu o cunosc? Normal că dacă se închipeși, mă vrea.
Mă, gata, mă, aia e. Aia, hai să facem copii, ce vrei mai mult. Ok, goodbye, get to know. Hai să o cunoaștem puțin. Eventual aș vrea să văd cam ce casă are, știi, ca să ne dăm seama. Dar nu știu cum să-i vizitez. Have to hang out. Da. Ai chef de... Ce vorbește ăsta cu bărbosul? Nu fugi. Trebuie să hang out. Vino înapoi. Vrea, mă? Parcă văd că trăiești într-un tomberon. Mai vorbești cu ea degeaba. Deep conversation, gossip, more choices. Ok. Ce facem noi acum? Hai să vizităm casele astea, nu știu. Move in. De unde trebuie să mă move in, că nici n-am bani? Care bloc pare mai șmecher? Ia uitați-vă. Care e mai penthouse de aici? Ăsta cred că e mai penthouse. O, uite cât o... hai mă-n vizită. Hai să o luăm pe Katrina, că vă caruncă cu bani pe oameni. Poate aici locuiește ea. Ok. Hai să vedem care e șmecheria. How hot is too hot? Ce vreau eu este să ne cunoaștem cu cineva, să ne împrietenim și să ne mutăm cu ei în casă. Ca să scăpăm de casa noastră. Casă, înțelegeți? Ok. No one lives here? Nu trăiește nimeni în tot apartamentul ăsta de lux? Cum e, bă, nu trăiește nimeni aici? Are două etaje, asta nici nu e casă în pana mea, asta e... Are broaște în casă. Katrina, trebuie să ne mutăm aici, scoate banii, scoate și tu 1 milion de euro să ne mutăm. Deci nu trăiește nimeni aici. Incredibil. Nu. Cum mă contactează cineva pe Steam când sunt offline? What? Tot sunt întrerupt, dar casa asta pare gigantică. Din păcate, nu trăiește nimeni aici, deci nu putem să vizităm pe nimeni. Ok, atunci trebuie să ne mutăm la loc și să ne ducem în care pare mai penthouse dintre astea două, adică... Nu știu. Stai, ăsta nici nu e de vizitat. Ăsta sau ăsta? Habar n-am. Hai să mergem în vizită aici. Hai, Katrina, arată-mi unde locuiești. Oh, ok. Ia să vedem. Nu locuiește Katrina aici. Ok. Atunci, visit apartment here cu Katrina. Unde locuiesc ăștia? Ce naiba? Casa asta e... Deposit, weekly rent. Oh, putem să o închiriem. Are sens acum, are sens. Ok, stai puțin. Deci eu am venit în districtul ăsta și ei nici nu locuiesc aici. Cum ne va vine asta? Credeam că oamenii be buzzed in. No one lives here. Nu trăiește nimeni aici. Ok. M-am înșelat amarnic, băieți. Am ieșit puțin din joc ca să mă uit cam pe unde locuiește fiecare și nu știu. Deci, oamenii ăștia cu care m-am întâlnit eu nu locuiesc nicăieri în oraș, în niciun oraș. Sunt abia câteva persoane care au apartamente și sunt nași. Mă gândeam și eu, avem gagici ca lumea. Adică, nu știu, nu sunt ocupate apartamentele. Poate ăștia sunt oameni care locuiesc în alt oraș. Nu-mi dau seama, dar din expansion pack-ul ăsta sunt foarte puține persoane care locuiesc singure sau... Așa că avem o singură opțiune. Îl avem pe unul care stă într-un apartament destul de șmecher. Dar nu știu dacă e fată sau e băiat. Deci chiar nu înțeleg. Așa că vom merge să-l vizităm. Am văzut cum e districtul acesta. M-am uitat puțin și clădirea asta. Ok? Ce ne-a s-a întâmplat? Ok, am primit și mesaj. Traveling. Oh, am dat pe traveling. Ok. Clădirea asta de aici... de fapt, uite, puteți să vedem așa, nu trebuie să ies. Trăiește asta singură aici. În rest, nu cred că mai e vreo femeie care locuiește singură. Și, asta e clădirea singură. Clădirea singură, auzi și tu la mine. Este o simplă casă. Adică asta nu e bloc. Nu știu exact cum îl poți cumpăra, închiria, habar n-am. Voiam să mă duc în districtul acesta. Și uite ăsta. Spuneți-mi și mie. Asta e fată sau e băiat? Eu nu-mi dau seama. Lobo. Habar n-am, dar ne mutăm cu ăsta în casă și apoi îl dăm afară. Ăsta e planul, băieți. Hai să mergem aici, că sunt curios. Uptown. Ok, hai nu. Ia hai la ăsta acasă. O luăm și pe Katrina acolo. Ia vină, mă, coace. Oh my god. Ok. Va fi interesant. Ideea e că trebuie să ne mutăm din porcăria de apartament pe care o avem noi. Pentru că nu ajungem nicăieri așa. Nicăieri în felul acesta. Și poate până la final ne mutăm
Ideea e că aș putea să mă mut în orice apartament aș vrea eu dacă mi-aș da bani. Asta ar fi foarte simplu, dar mă gândesc că e mai distractiv așa. Care-i faza cu cutiile astea? Ok, interesant bloc. Bă, lasă-mă. What? Ce ușă are bă ăsta în apartament? Ia. Knock, knock, e cineva acasă? Oh, păi aici să intră direct, mă, nici nu mă cunosc. Unde e, mă, ia vreau să puși. Vă place, băi, casa asta ar putea fi a noastră, știi? Nu e rea. Ce-i, mă, asta? Oh, ia uite, asta e femeie. Asta e femeie? Nu-mi dau seama. Hai să ne împrieteni. Nu știu dacă e bărb... Young adult. Ok, sunt foarte confuz. Unde îmi spune dacă e femeie sau nu? Young adult, career unknown. Unde îmi zice dacă e bărbat sau femeie? Nu înțeleg. What? Hug. Eu, dacă e bărbat nu vreau să mă îmbrățișez. Adică mă, se îmbrățișează bărbații, nu știu. Gossip, ask about career. Diego Lobo. Nu, ăsta e bărbat, are mustață, nu? Are mustață, e bărbat! Eu e Catrina, pleacă de aici! Eu vorbesc cu el. Trebuie să ne împrietenim cu ăsta și să-l dăm afară de la el din casă. Vai de capul meu. Deci, credeam că e fată prima dată. Plan outfit? Eu că să culcă. Ore bune, stai mă, wake up! Adică știu că e târziu, dar... E 12 AM. Ce facem asta? Bă, vreau să mai vorbim. Vorbește cu mine! A, așa, gata, nu te culca. Deep conversation. Get to know. Cum ne mai împrietenim noi cu ăsta ca să ne putem muta în aceeași casă cu el? Nici nu știu dacă se poate să ne împrietenim cu el atât de mult. Să devenim cei mai buni prieteni și apoi să ne mutăm împreună, cred, habar n-am, și apoi îl dăm afară din casă? Merge? Oh! Ce ne mai veceu ăsta modern? Are senzori? Și ce-i chestia? Este un pic. Ce-i chestia asta? A, mi se pare că... Asta o știu. E ceva cu blocuri? Realitate virtuală? Da, da, da. Băi, îmi place casa asta. N-am ce să zic. Îmi cam place. Asta stă singur aici. De ce doarme? N-are două paturi să dorm și eu? Nu cred că are nebunul. Ce putem să mai facem noi? Destul de modernă. Dacă are WC-ul modern, convers. Stai un pic, pot să vorbesc cu WC-ul? O să am o discuție cu un veceu? Ok. Ok, la asta nu mă așteptam. Aparent, poți să vorbești cu un veceu și veceu e la prietenii mei. What? Cum ne mă vorbesc cu un veceu? Tehnologia a avansat prea mult, băieți. A avansat prea mult tehnologia. Oh, alt veceu. Ok, uite, ăsta poate să-și pună muzică. Băi, șmecheră casa. Foarte șmecheră, n-am ce să zic. Dar cum ne împrietenim noi cu ăsta? Ca să ne putem muta la el. Hai să vedem. Deci, prima dată pot să-i dau cheile de la apartamentul meu. No fucking way. Dar, aveam aici o opțiune. Dar văd că mi-a dispărut. Să, aveam ask to move in. Uite aici, ask to move in. Îl întrebăm dacă pot să mă mut cu el. Mă gândesc că o să zică nu, pentru că mi-a apărut recent opțiunea asta și nu suntem chiar atât de buni prieteni. Dar hai să vedem dacă vrea. Click OK to go to household split and merge to modify which Sims will live in which households. Ok? Băi, ești nebun, a vrut! A vrut să ne mutăm cu el, a fost chiar atât de ușor. Ok, ok. Household split and merge. Deci îi luăm și banii? Nu, 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 stai un pic, noi ne mutăm cu el. Sell. Aha. Lobo, ne mutăm cu el, nu? Și vindem tot. Sper că n-am făcut, sper că nu l-am mutat pe el cu mine. Pentru că aia ar fi o prostie. Sper că m-am mutat eu cu el. Hai să vedem dacă merge. Yeah, boy. Și acum îl putem controla. Ce caută tipul ăsta aici? O să-l dăm afară din casă și o să rămân doar eu și aduc numai gagici aici. Oh, va fi distracție mare. Ne vom distra în căsuța asta, băieți.
Acum ce treabă am eu cu el? Cum ne baldăm pe ăsta afară, în primul rând? Vreau să-l dau afară din casă, ești nebun? Ia stai să vedem. În celelalte Sims-uri aveai household, move household și îl făceam pe ăsta să se mute. Ok. Aș putea să-l mut la mine în casă pe ăsta. Ar fi amuzant. Oh, God, fii atent. Ia stai puțin. Ok. Dar oare ne mută pe amândoi? Cred că singura metodă pe care o știu e să-l scot manual. Și cred că acum ar... Da, acum va merge... Da! Ok, uiți, ne-am făcut cu o căsuță. Ar fi fost mult mai simplu să mă mut eu direct în casă, în afară să... Hai că să nu mai stau să mă împrietenesc cu el. Dar a fost doar așa la distracție. Ne-am făcut cu o nouă casă. Nici nu trebuie să mai bat capul, măcar, să... să mobilez casa, pentru că deja arată mișto casa asta. Primul lucru pe care îl voi face acum că a dispărut ăla, vreau să vorbesc cu prietenul meu WC-ul. De ce ne mai avea nevoie de prieteni când poți să vorbești cu un WC-ul care e și fântână în același timp? Hă? Uși, facem asta. A, am plecat. Pare rău, prietene. Casa mea acum. S-a supărat pe noi WC-ul, ești nebun? Și oare ce se întâmplă? Dacă mă prietenesc cu WC-ul, trage apa singur? Dacă suntem prieteni buni? Use, upgrade. E deja upgradat. Control panel. Special effects. Bidet. Cine? Hologram display. Disco. Ok, ne arată știrile WC-ul ăsta. Wow, vreau și eu un WC. Hai să-i spunem o glumă WC-ului să vedem dacă râde. Nu, ce ne va face? Oh, face. Da, și eu sunt de acord. Era timpul să faci o băiță în jacuzzi. Mamă, deci... Sunt așa mișto apartamentele astea, adică în străinătate sunt foarte populare apartamentele unde un perete e făcut doar din geamuri. Wow, cred că e super mișto să te uiți așa de deasupra și să vezi tot orașul. Foarte șmecher. La noi în România nu prea sunt populare, sau cel puțin am văzut eu. Ok, ăsta face băiță. Ce am mai putea face noi pentru episodul acesta? Deci ăsta e fântână, n-are stres. Avem sală aici, ești nebun, workout. Vom face multe în viitor, băieți. Vom face multe. Poți să programezi, poți să mă joc un joc. Ia mă. Joacă Sims, ce naiba să joacă? Tetris. Știu că era cumva să poți să faci stream, dar nu mai țin. Socialize? Nu mai țin minte cum poți să faci stream. Practice programming. Mă fac programator. Mi-ați spus foarte mulți să-mi iau un job de criminal și asta voi face. Eu zic pentru episodul acesta să mai mergem puțin să explorăm. Deci, hai să mergem să dăm travel singur. Ok. Și aș vrea, de fapt este puțin, este, cred că pot să cobor eu direct. Are lift up? Da. Go downstairs. Da, așa. Pentru că n-am vizitat districtul ăsta deloc. Stai un pic jos de tot. Wow. Cât de mișto arată. Ok. Ce avem noi pe aici? Știu că era o sală. Ia stai puțin. Care? Asta e sala? Ha? Ce mă asta? Ne cântă. Ia du-te mă la bosulică. Ne-am făcut și cu bani. I-am rămas cu banii ăluia. Hai să-i dăm și lui un dolar așa. Ia văd aici. Cântă frumos? Nu. Hai să mergem la sală. E doar 3 dimineața. Visit the gym. Pe cine vrem noi să luăm la... O luăm pe mamai. O, luăm pe la Hagbar. A, poți să iei pe toți. Păi îmi invit toți prietenii la sală, înseamnă. Dar stai șmecher. Chiar mă întrebam unde e sala. Pentru că mai am să mă duc. Ia. Păi nu mă, dar intră în sală. Go here. Și prietenii mei unde sunt? N-a venit nimeni, ești nebun? No friends, rip. Ok, deci aici avem niște benzi de alergat. De-aia de făcut piept, spate, sac de box. La etaj, pot să urc? Butonul? Păi hai să jucăm basket ca băieții. Chiar dacă sunt singur pentru că n-am prieteni, rip. Ce e asta? Turn on this room.
Habar n-am ce aia. Cred că e atât de târziu încât nu e nimeni la sală. Sau mi se pare că ăștia apar în timp. Vin oameni. Bă, poate mă fac basketbalist, ești nebun? Putere mă ăsta temiș, le scoate din buzunar. Hop! Dream big, dunks. Oh, îmi place dunk-ul. Ia, bagă un layup. Vreau să facă dunk-dunk, nu layup. Păcat că nu poate. Când îl deblocăm, eu uite-l mă. Hai scoate mingea din buzunar. Pă la spate. Asta îmi face chef să mă joc NBA 2K17. Nu îmi zic aruncă de aici, de coș, când nu cred. Level up, am level 2 la fitness. Ok, pe nici nu trebuie să alerg pe bandă, mă, că fac la basket. Dar de ce nu e nimeni? What the fuck, e prea târziu? Adică știu că e 4 dimineața și nu vine nimeni la sală la ora asta, dar totuși. Totuși. Aici sunt boile. Oh, vestiarul, să te schimbi. Și mecheri, mi se pare că cealaltă n-aveau vestiare. Hai să intrăm la fete, că de ce nu? Eu uite pe ăsta ce fericit e. Ai, frate, n-ai voie la fete și ești doar tu aici. Zici că e sala mea asta. Nu mai e nimeni. Ok, du-te la băiță. Nu știu dacă poți să faci duș. Ah, bă, da, uite aici, e cabină. Take brisk steamy shower. Waburi. A, se spală pe mâini. Uite, ai spală pe mâini, că faci baie. Stai, mă. A, da, asta... Bă, nu, a, e bine. Trebuie să mănânc. Bă, stai, mă, schimbă-te că te văd fetițele după aia. Drink energy juice. Luăm shake cu proteine, ia. Hop! De fapt, nu e shake cu proteine, dar... Cred că a venit cineva. Se face dimineață, nimeni la sală, doar eu. Ok. Sunt singurul mare... YouTube asta. Îngrijitorul, cine naiba e? Eu și îngrijitorul. A, păi e dimineață și vin băieții, mă. Oi, mă bag și eu la bandă, să vedem care e mai șmecher. Care aleargă mai repede? Eu alerg mai repede. Ce facem ăsta? Bă, tu vrei să alergi unde alergi? Uite, mă, pe nebun. Poate mă împiedic, cad după bandă, cad peste el. Uite cum face flow. A, păi acum vin toți, mă, că e dimineață. Îți dai seama, la 6 dimineața să te duci la sală, doar gândește la asta. Wow. Bagă mare. Cum îi dau? Practice singing. Cred că dacă încep să cânt pe bandă, fug toți. Energized workout. Aoleu, zici că e robot? Fugi, mă! De ce iese un bec din cap? Oh, doamne, ok. Oh! Ușor, bă, nebune! Aoleu, strici aparatura. Ok, timpul să mă duc acasă pentru că am obosit prea tare. Hai, gata, oh! Hai acasă. Du-te repede acasă. Aș vrea să călătoresc, desigur. Tocmai ce am dormit, ce am mâncat. Și mergem în ultimul district în care nu am fost. Deci am fost în ăsta. Fost în... Oh, în parc am putea să ne ducem. Ok, deci ideea e că noi locuiam aici. Exact aici am locuit noi. Știți că vecinul era ăsta la Hagbar. Ok. Nu cred că am fost aici niciodată, totuși. Ci că... Gallery Art. Super. Hai să mergem atunci. Travel! Iarăși un loading screen frumos. Asta este ultimul district, adică ultima parte din oraș în care găsim și apartamente și după aia cred că mai avem de vizitat părculețul. Desigur că trebuie să mă mai uit și ce iteme s-au adăugat noi de cumpărat prin casă. Oh, ia uite-l mă! Hai să-l băgăm un pic. Ce faci mă nebunule? Hai să-i spun o poveste, îi spun glume de astea să ne împrietenim. Friendly, Brighton Day. Ok, hai să vedem la art aici. Go here together. Hai că mergem toți. Am doar 20 de frame-uri, stați liniștiți. Ce mă arta asta? View, ia. Yeah. Înțelegeți arta asta, ce a vrut să exprime autorul? Desigur că înțelegeți că sunteți băieți inteligenți. Niște WC-uri. Oh, hai mă nebune să tragem la bong. Frumos așa. Aia da artă. Asta scrie și eu trag la bong. Hai, together, ce naiba. Vino together. Da? Este un pic. Cred că sit and try together. Da. Tragem un pic la bong. Opa. Face bule. Asta nu vrea mă? Cine are un rubin deasupra capului? Și work belly. Stai așa că mori. Moare. S-a supărat asta. Deres. Ce vrea mă? Cine-i convine?
vrea și ea să tragă din bong, change flavor. Hai să avem un gust de fairy fizz, habar n-am ce. Asta e narghilea, nu? Cred că da. Nu mai schimba nimic, hai gata cu narghileaua că ne îmbătăm din narghilea. Iar mamaie, mamaie, ce ne face mamaie? Hire mixologist. Ce bă mixologist? Order drinks. Hai mă, fac eu cinste, $200. Dar să bem ca lumea. Ne îmbăt, oare poți să te îmbeți în joc? Face cu degetul așa. E nebun. La toată lumea. Așa că zici că a nebunit asta. Discuss fitness techniques. Bă, nu cred că e asta întocmai cu fitness-ul, dar putem să discutăm despre asta, desigur. O apărut și fructele și a dispărut masa. Ce pantofi are nebun, ia uitați-l. What are those? Oh my god. Bărbosul, ne mai împrieteni și noi cu el, poate ne mai ducem pe acasă, că ăsta era vecin bun. Sunt sigur că îmi duce lipsa să vin dimineața să-i mănânc mâncarea. Hai că nu vreau să ne îmbrățișăm, adică nici chiar așa. Am zis pentru toată lumea băutură, ăsta de ce nebun are? Huh? She's a regu. Ok, cam atât și cu treaba cu arta. Ia să mergem mai departe. Pe aici ce găsim ea? Aici, go here together. Mergem toți, nu mai bea nimic, gata. Hai că-mi iau o shawarma, băieți. O să ajuns înainte, mă, ești nebun? Ia bagă, boss, o shawarma. Hey, Hegel, ce e? Order drink. Ce e, Hegel? Trebuie să mă duc la toaletă, ești nebun? Ce Hegel? Habar n-am. Bai, oh. Ce cumpăr mă de la asta aia? Mere, shawarma, potato, plantain. Cred că asta e o banană. Hai mă că mi-au și un măr să fie bun. Na. Du-te la toaletă. Cum e? Era o opțiune să-i dau să se ducă la toaletă și ori era click aici, dar văd că nu mai merge. Nu mai știu. Și se ducea automat. Boss, ăsta face pe el. Du-te la loc la muzeu. Da mă, că să... De ce e asta? Nu înțeleg. Ce e camera asta goală? Du-te mă la WC-ul că moare aici. Noi cred că vom încheia. A, mă, ești la etaj. Stai mă, așa un pic. Oh, stai pe băncuță frumos. Spargi un vas. Oh, păi înseamnă că venim data viitoare și pictăm aici. Da, 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 așa facem. Mamă, câte etaje. Păi eu credeam că e doar un etaj, ești nebun? Ok, păi vom încheia aici episodul, băieți. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!